tânără a fost lăsată singură în fața altarului după ce viitorul Mirea a decis să nu mai vină. Omul a fost amenințat de către iubita secretă despre care nimeni nu știa nimic. Femeia ar fi spus că se sinucide dacă acesta participă la ceremonie. Spre surprinderea tuturor, viitoarea Mirea s-a ajuns în cele din urmă să se căsătorească cu unul dintre invitații. O nuntă din India a suferit o întorsătură dramatică atunci când viitorul soț a fugit cu câteva momente înainte de ceremonie, iar un invitat a intervenit și s-a oferit să se căsătorească cu mirasa. Se pare că totul ar fi fost declanșat de prietena secretă a respectivului Mire. Femeia a amenințat că va lua o travă în fața tuturor oaspeților dacă nunta va avea loc. Cei doi frați trebuiau să se căsătorească concomitent în satul natal din India, în timp ce unul dintre ei a fost mai decis și a făcut pasul cel mare, pe măsură ce Angel după ceremonia, familia a realizat că celălalt frate nu era de găsit. S-a dovedit că Mirele Fugar avea o prietenă secretă care se pare că îl amenințase că se va prezenta la locul nunții și va bea o travă, decât să-i permită tânărului să participe la ceremonie. Vitoarea mirasă a fost lăsată să suspine în ziua nunții, însă, în mod surprinzător, familia ei a reușit să găsească pe cineva dispus să se căsătorească cu aceasta. După o discuție, unul dintre oaspeți care lucrează ca dirijor a acceptat Propunerea